23 de elevi și studenți de la Complexul Educațional Lauda Reuț și alte colegii și universități din țară au organizat în Parlament un proces simulat în care au condamnat nazismul. Tinerii care alături de actori au interpretat roluri de procurori și avocați l-au așezat în boxa acuzaților pe doctorul nazist Ernst Rudin, promotorul programului nazist de sterilizare forțată. La eveniment au luat parte parlamentari, îndrumătorii elevilor și ambasadorul Israelului în România. Procesul Omenirea împotriva profesorului Ernst Rudin a fost pregătit de elevi timp de 2 ani și dezbate subiecte precum drepturile omului și încălcarea lor, rasismul și discriminarea. Elevii Complexului Educațional Lauda Reuț au reeditat evenimentul pe care l-au prezentat la începutul anului și la sediul ONU din New York. Trag un semnal de alarmă cu privire la pericolul credinței orbe într-un lider abuzător. Astfel, consider că evenimentul de astăzi din Parlamentul României, unde alături de domniile voastre se află elevi din 20 de școli, permite tuturor celor implicați să contribuie nu doar la procesul istoric, justiționar, ci este o declarație de lupta împotriva extremismului și antisemitismului. Președintele Camerei Deputaților a ținut să precizeze că România a devenit un model regional în privința asumării Holocaustului. La nivel politic există o preocupare constantă pentru aducerea în atenție a adevărului istoric. Aceasta are o miză, mai ales în contextul educării tinerei generații, care trebuie să aibă instrumentele recunoașterii și incriminării actelor de antisemitism și abuzului asupra dreptului omului. Ambasadorul Israelului la București a declarat că astfel de evenimente au menirea de a conștientiza importanța prevenirii propagării ideologiilor rasiste și discriminatorii. Avem datoria morală de a învăța despre ce s-a întâmplat pentru a putea înțelege pericolele unei astfel de ideologii și pentru a lua măsuri de prevenire a repetării sale. Bărbații sau femei, toți suntem egali, indiferent de rasă. A fi diferit este exact ceea ce ne îmbogățește social și cultural. Evenimentul este doar unul dintr-o serie de procese simulate în care elevii condamnă crimele naziștilor.